Salut! Astăzi îți voi arăta cum se conectează telefonul prin Bluetooth la sistemul audio la Mercedes-Benz. Mai exact, eu sunt într-un GLS, dar treaba asta se poate reproduce la oricare alt model în același an, 2015, 16 și chiar an un pic mai vechi. Ce trebuie să faci prima dată? E să pui contactul fără să apeși niciun fel de pedală, pentru că e cu pornire fără cheie, keyless adică. Ai pus contactul și apoi pornești sistemul audio dacă nu este pornit automat, după care vei merge în modul telefon. Ai buton simplu pentru telefon. El spune că nu are niciun fel de telefon conectat. Bun, mai departe, panoul de comandă de pe cotieră este format dintr-o rotiță prin care te miști în meniu stânga-dreapta, sus-jos și ca să confirmi apeși pe ea. Sau te poți ajuta și de acest trackpad, care prin gestul degetelor, exact ca și un trackpad de la calculator, poți să treci prin meniu, apeși pe el pentru a confirma și să-ți selectezi opțiunile. Bun, în primul rând, telefonul trebuie să fie cu Bluetooth-ul activat. Deci, repetăm, ai apăsat pe telefon, ești în meniul telefonului. Și în partea de jos ai Connect Device. Apeși pe Connect Device și ai două opțiuni, Search Phone sau Via Telefon. Tu vei selecta Search for Phones, adică să cauți telefon. Start Search și atunci va căuta telefonul. Ok, mi-a găsit telefonul, Alex pe 1, mergi cu rotița în jos, ai apăsat pe el pentru a-l selecta. După care îți va da un cod care trebuie să fie reprodus și pe telefon. Notificarea care ai primit-o, Pairing Request, aici trebuie să ai același cod de pe mașină și pe telefon. Îi dai Pair, iar pe board i-ai dat Yes. Mai departe te întreabă dacă vrei să cauți, pentru că mașina are hărți și alte update-uri, ea caută să se conecteze la un hotspot printr-un port Wi-Fi, dar mă rog, asta le selectezi ulterior, îi dai nou și legătura s-a făcut. Asta tot, e destul de simplu. Mai departe, dacă te sună cineva, dacă vrei să suni pe cineva, ai pe volan de răspuns și închis butonul pentru voice control și mai apoi din telefon, din board, poți să-l selectezi dacă vrei să redai muzică prin telefon. Butonul de media îți spune că nu ai niciun dispozitiv Bluetooth conectat. Mergi la opțiuni, Bluetooth audio devices, să selectezi un alt device, telefonul proaspăt conectat și selectezi telefonul. Ok, și atunci este pregătit pentru a-ți reda și muzica în mașină. De pe YouTube sau radio online sau, mă rog, muzica care ai în telefon. Asta a fost. Destul de simplu și intuitiv. Vă mulțumesc că v-ați uitat până în sfârșit și numai bine până data viitoare. Ciao!